Elena! Bună! Bună, Aurelia! Bună, mă bucur că ego-ul tău te-a lăsat să apar și tu în față. Da, am urmărit-o pe Mihaela, profesoara de matematică, care a avut curajul să facă repede un binar. Și am spus, e timpul meu, gata, gata cu ego-ul. N-a fost chiar atât de repede Elena la ea, pentru că ea m-a conectat. De ce când mi-a scris în ziua când făcusem binarul cu Marius, acela instantaneu, a fost într-o duminică, cred, și binarul l-am programat pe duminica cealaltă, ea fiind oglinda mea, acea perfecționistă care își programează totul în detaliu, și abia peste o săptămână am avut întâlnirea și am avut înregistrarea. După ce am vorbit noi în prealabil vreo 3 ore, am vorbit eu cu ea în prealabil, și după aceea am văzut-o că s-a deschis și care, așa, adică se simte cumva bine în compania mea, și am întrebat-o dacă putem face și un binar cu Marian. Și a zis sigur că da. Și atunci a venit și binarul, dar nu a fost de la început. Și de-aia apreciez că tu chiar de la început, deci mi-ai scris și în 5 minute ți-am spus facem binar și ai răspuns da. Și deci e super. Mulțumesc pentru deschidere, Elena. Nu știu cu ce să încep, că Lasă să chiar nu curgă știu. totul, nu începe. Începe. Cum l-ai cunoscut pe Marius? Cum ai ajuns să urmărești acest canal? Asta e cel mai important. Da, păi de cum a apărut? De când a apărut la Viața în Armonie, la Gina Coșnete, la TV Neamț, am urmărit și am absorbit toate cuvintele lui. Erau atât de calde și parcă nu erau de pe lumea asta. Mi-a atins sufletul, fiecare părticica mea. Înseta sufletul meu să-l mai audă și după aceea l-am auzit la Voi cu Voicu. După aceea am cumpărat Shangri-La, că a apărut aici în orașul de unde sunt eu, din Buzău. După aceea am citit jumătate, n-am înțeles-o atât de bine la început. N-am știut că au început binariile, că le-aș fi urmărit cu sufletul la gură. Târziu am aflat, cam la începutul anului, am aflat de binarii. Anul acesta? Tot la începutul anului am făcut comandă și am luat toate cărțile apărute. A fost un pachet plus Rumi, toate cărțile dumnealui. Le-am citit pe nerăsuflate, în afară de Rumi. Mi-au plăcut foarte mult. Deci erau informații pe care eu mi le reaminteam. Mare spune că ne deranjează cu cărțile. Nu m-a deranjat nimic. Totul era așa potrivit Nu, pentru el mine. spune că deranjează ego-urile, că nu, pe noi sufletele noastre se bucură foarte mult și recunoaște informația care deja o are, și din cauza asta noi tragem atât de mult, adică din momentul în care auzim prima oară, indiferent cât de intense ne sunt ego-urile și ce avem noi de rezolvat, nu mai putem să dăm înapoi Da. sau să renunțăm la ne uita la binarii, indiferent prin ce trecem, că după aia nu știu cum a fost la tine. Le povestește cum a fost la tine, că la mine am tot povestit. Da, deci la mine, eu am început să nu știu exact, acum câțiva ani am ascultat-o pe Niculina Gheorghiță, am citit cărți, poate că m-a ajutat atunci momentul acela, afirmații, dar nu mi-a atins sufletul, a fost doar informație mentală care nu s-a coborât în inimă. N-am simțit cu sufletul că se face clicul acela în care mi se moaie pur și simplu tot și mă las să ascult și iar să ascult și iar să însetez să ascult și nu mă mai satur să ascult și să integrez informația și să
fac o diferență între ego-ul acesta și sufletul care doar iubește și atât. Și am început și eu, pentru că tare de folos mi-a fost când te-am auzit vorbind cu ego-ul. Am început să vorbesc, am avut conștientizări, le scriu pe caiet, în fiecare zi am o conștientizare, două, trei. Așa, conștientizez anumite oglinzi care îmi vin în față și mi-apasă butoanele, le eliberez, mulțumesc și merg mai departe și iar îmi apar și iar eliberez. Acum am început să zic, ego-ul meu face asta, ego-ul meu și din ce în ce mi-e mai bine și sunt mai deschisă și nu știu, e un sentiment de libertate, de eliberare, de frumusețe absolută. Nu știu cum să spun mai mult. E un miracol ce se întâmplă. Simt că renasc, simt că e o viață adevărată, plină de iubire acum. Au fost și ani de suferință, foarte mulți, de căutări, și însetam și îl căutam pe Dumnezeu în biserică, l-am căutat ani de zile în biserică. Dar acum m-am oprit din căutări, nu mai pot să ascult altceva. Nu vreau să absolutizez, dar așa simte sufletul meu acum. Nu știu ce să E zic. saturat. Sufletul e saturat, știi, nu mai caut acum. Da, s-a liniștit. Deci e De fapt, liniștit el nici nu acum și căuta să știe. Era ego-ul care ne ducea pe noi în tot felul de căutări, pentru că n-ajunsesem la această liniște a sufletului. Eram atunci pe vibrația, cum ai fost tu la cursurile acelea, am fost și eu la toate cursurile. Au fost perfecte pentru că au fost pe vibrația mea. Însă da. acum orice citesc, pur și simplu trece pe lângă mine, adică citesc, dar nu, parcă nu mai înțeleg nimic, adică mă uit, văd niște cuvinte acolo, da, și așa cum le citesc, așa se și duc, adică nu Da, refuz, deci dacă mai nu. îmi vine în față ceva, mai parcurg niște rânduri sau niște păreri, dar nu, pe mine nu mă mai mișcă acele lucruri, adică Exact. Același lucru simt și eu când nu mi-ating sufletul, doar la nivel mental și atât. Vin și pleacă. Aici este aplicabilitatea, adică lucrez eu cu mine. Eu sunt plastilina care se terapie, modelează. Eu sunt terapie curată. curată, eu cu mine, eu cu mine, eu cu ego-ul, văd, fac distanță, mă văd, mă observ. Dar e palpitant, e o aventură, e un joc, e minunat. Eu sunt super încântată de ce se Exact, întâmplă. așa Lucrez se cu și mine. simte. Exact așa se simte și simte, ca un joc. Da, și e minunat, e minunat. Și viața atât de frumoasă, când doar zâmbești și te lași și te restrângi și dăruiești. E superbă viața, e atâta frumusețe. Dar au fost ani triști, am avut și ani foarte triști, Lasă dar ego-ul au să fost. povestești din ei, ca adică cumva să vedem oglinzile, știi, te lasă, dă-i drumul. Vreau să vă povestesc și povestesc din copilărie, pot povesti, pentru că povestind se vor duce toate păsările alea negre, toate gândurile alea negre și programele alea negre, pentru că așa simt eu că în momentul când am și scris, le-am scris pe caiet, dar dacă le și spun, E și mai bine. e și mai bine și mă eliberez. De asta am scris acolo că vreau să mă vulnerabilizez, pentru că conștientizez faptul că în momentul când povestesc din viața mea, trec la un alt nivel și chiar vreau, nu mai e timp de pierdut. Nici să mă lamentez, nici să mă duc în trecut sau să-mi fac iluzii pentru viitor sau să stau în tristețe în trecut, nu mai vreau, gata, vreau să se termine cu totul și să încep o altă viață, pentru că este posibil aici și mai ales cu informația care o avem acum, să bați apa în piu așa, tot stând în programe vechi, e o aberație.
Da. E, și copilăria mea a fost o copilărie frumoasă, crescut într-o familie unde mama mea a fost mult timp casnică și s-a ocupat de noi, ne-a dat, eu mai am o soră, ne-a dat o educație frumoasă, am fost două fetițe cu minți, liniștite, am învățat bine la școală, am fost supuse, am fost educate să ajutăm, să respectăm oamenii, să fim respectuoase, să fim cinstite. Am locuit o perioadă din copilărie undeva la munte. Așa, după aceea, pentru că acolo nu mai erau școli, tatăl nostru a venit în Buzău și a cumpărat un apartament unde ne-am mutat și am putut să ne continuăm școlile aici. Atunci, pe vremea lui Ceaușescu, nu prea se găseau alimente. Atunci ne-am mai mărit noi și am văzut unele conflicte în casă, poate și de la neajunsuri, nu știu exact. Tatăl nostru a fost un om bun, echilibrat, calculat, înțelept. Mama noastră a fost o femeie blândă, bună, darnică, cu credință în Dumnezeu, liniștită, dar uneori mai existau conflicte și în casă la noi. Tata, uneori la sfârșit de săptămână mai bea, dar totuși, așa cum am fost, noi am primit o educație frumoasă. Ne spunea în copilărie să nu ne faceți de rușine, cam cu asta am rămas, am mai avut așa niște programe, cumva, care pe parcurs pe mine cel puțin, nu știu cum a văzut sora mea, dar pe mine m-a dus în oarece tristețe. Și mai târziu, când am împlinit 20 și aproape făcusem 24 de ani, m-am căsătorit. Și tata era un om ușor interiorizat. Păi, băiatul pe care a fost singurul băiat pe care eu l-am cunoscut, și l-am cunoscut de vreme, cam aveam 19 ani. Abia mă angajasem, l-am simțit ca pe un frate mai mare care parcă ar fi vrut să mă ocrotească, așa simțeam că ar vrea să mă ocrotească. Și multe lucruri am învățat de la el. Am avut o prietenie de 3 ani jumate, după aceea ne-am căsătorit. Ușor, ușor eu am întrerupt legătura cu familia și doream mult și doream, vedeam că mă pot baza pe soțul meu și îl întrebam ce trebuie să fac în casă, cum trebuie să fac ca să fie bine. Adică tot timpul m-am raportat la el. N-am întrebat pe părinți sau pe vecini sau pe rude cum e să mă manifest în casă. Eu vorbeam doar cu el și atât. Și mi era de ajuns. Pentru că în momentul când el mă privea, simțeam multă căldură și multă ocrotire. Și asta mi-a dat curaj și nu mai îmi lipsea altceva, nu mai îmi lipsea nimeni. Adică era perfect așa cum era. Mă simțeam ocrotită, mă simțeam în siguranță lângă el. După ce au venit copiii, am doi băieți, chiar acum sunt mărișori. Căsnicia mea cu soțul meu a durat 30 de ani. A fost o căsnicie frumoasă,
Liniștită, eu mi-am văzut de casă, am lucrat 17 ani într-o fabrică aici în Buzău. După aceea eu am stat acasă pentru că s-a desființat locul de muncă. Și am dorit să mă ocup eu mai mult de casă, adică i-am și spus, tu lucrezi, lasă să mă ocup eu de tot. Și m-am ocupat de tot, pentru că el lucra într-un loc de muncă greu și venea stresat și obosit de la servici. Îmi povestea de multe ori și eu l-ascultam și îl încurajam. Și spuneam, lasă că nu-i chiar așa, lasă că o să fie mai bine. Încercam să-l încurajez. Eu oricum știam că lucrați împreună mult timp și cam știam mediul în care lucra și din ce în ce era mai greu, erau camere de luat vedere, lucra într-un stres și în poluare acolo. Dar el a dus în inima lui așa stresul ăsta. El era un băiat venit de la țară și era învățat cu o libertate. Era multă presiune acolo pe serviciul lui și pe el și toate astea l-au măcinat. În timp el s-a apucat de băutură, dar respectul dintre noi a fost tot timpul. Adică Te eu întrerup drogul. un pic pentru că observ aici că și el, deci, recurge la băutură la fel ca tatăl tău. Deci, Exact. undeva nu este el cel care spui tu că a fost stresat din cauza locului de muncă și așa mai departe. Deci, undeva, deci tu ai luat programul mamei care nu era în iubire, deci nu era conectată cu divinitatea, chiar dacă părea o femeie blândă și supusă, cum spui tu, și plină de respect și a fost acasă, totuși undeva acolo, ori la mama, ori la bunica, exista un program care l-a determinat pe tatăl tău să se simtă neiubit. Deci tatăl tău nu primea suficientă energie, nu lipsurile sunt cele care despart doi oameni, să știi, din contră. Deci în momentul în care o femeie este conectată cu esența ei, chiar nu mai contează, îl susține pe bărbat, înțelegi, și lipsurile acelea sunt cumva trepte de creștere. Deci nu lipsurile au fost cauza conflictelor dintre părinții tăi și faptul că s-a dus să bea și nici la tine, deci nu faptul că soțul tău lucra într-un mediu foarte greu l-a determinat să bea. Deci undeva s-a pierdut susținerea ta, deci undeva soțul tău, tu dacă l-ai fi împuternicit pe soțul tău, nu conta ce face, nu conta ce mediu lucrează. Da, am înțeles, am înțeles. Eu am conștientizez acum că o perioadă destul de lungă am avut un program de tristețe foarte adânc în mine. Că îmi amintesc când m-am căsătorit și după aceea îi ceream soțului meu să mă privească, că mă privea cu ochi foarte calzi și înțelegători și spuneam, privește-mă așa cu ochii tăi calzi ca să-mi dai curaj să trăiesc. Asta i-am spus de câteva ori și mă cuprindea și mă ocrotea și mă simțeam în siguranță în prezența lui. Da, am avut un Pe asta este deconectarea, recunosc ce am avut eu, deconectarea de la suflet. Deci noi când cerem unui bărbat acest lucru, noi nu ne simțim, egourile noastre nu se simt în siguranță pentru că suntem deconectate de la sursă, deci noi nu suntem conectate cu divinitatea. Și cerem Da. bărbatului să ne ofere acel scut care, normal, dacă am fi în suflet, nu am simțit nevoia să cerem bărbatului așa ceva, ne-am simțit automat. Deci, cumva, deci, mi-ești oglindă perfectă, la fel a fost și la mine. Deci, ăsta era sentimentul, ăsta era tristețea, eu știu de unde o aveam, știu foarte bine, știu de toate, de unde îmi vin și le-am studiat pe toate, le-am întors pe toate părțile. Deci, eu eram deconectată de la suflet, eram total în ego în acel moment. Și era firesc atunci ca bărbatul să nu primească de la noi, pentru că noi nu, dacă nu ești în suflet, ce poți să oferi unui bărbat? Chiar dacă am fost blânde, ascultătoare, supuse și eu la fel ca tine, am renunțat la tot, am stat acasă, am făcut tot ce a trebuit pentru el,
Dar eu eram deconectată de la mine, de la suflet, de la esența mea. Eu acelui bărbat nu aveam să-i ofer foarte mult, înțelegi? Ofeream, mi-am oferit și a reușit. La mine nu s-a apucat de băutură, la mine a dat în diabet și mai concludent. Adică lipsa de iubire, deci mânca foarte mult dulce și așa mai departe, l-a făcut să facă diabet. Asta am conștientizat acum, că atunci ziceam că e moștenire de familie, că și socrul meu a avut și toți frații lui au și ziceam că se moștenește. Acum am conștientizat că nu e adevărat, nu există așa ceva și frații bănuiesc care, dacă ar fi avut alte soții, ar fi avut cu totul altceva și el la fel. Cumva știi, acum ne este foarte, egourile noastre este foarte greu să-și asume și să recunoască și înțeleg. Adică e, știi tu că el face, el desface, dar când e vorba să fie responsabil, îi trebuie o anumită perioadă de timp. Deci acum vreau să spun că la mine nu că e responsabil, dar tace. Până acum a încercat să nege sau să găsească motive în exterior. A, păi de aia știi, a făcut chestia asta, pentru că lui a fost foarte greu acolo cu chestia aia. Nu e adevărat. Nu există. Deci, când bărbatul este iubit, Elena, tu, deci el prin tine, prin iubirea ta, el se conectează la divinitate. El este oricum conectat la divinitate, că el e reprezentantul ăsta masculin, dar el își primește toată puterea aia în momentul ăla. Deci o ia și pe ta și pe a lui și este întreg, adică dărâmă munții, îl împuternice, se duce afară. Nu contează ce muncește și cum muncește, că iubirea e, tu știi, cea mai puternică forță. Dar bărbatul numai cu mușchii, fără iubirea femeii, din păcate nu reușește prea mult. Deci aici este un lucru pe care noi femeile nu îl asumăm. Și uite, așa a vrut Dumnezeu să ne lase, noi fără ei să nu putem ajunge. Deci noi ne conectăm prin ei mai mult, înțelegi? Și ei tot așa au nevoie de noi. Înțelegi? Pentru că ei, fiind deja conectați la Divin, totuși ei trăiesc în dualul ăsta și se conectează la viață prin noi. Prin noi, prin puterea noastră, că noi suntem puternice, nouă ne-a dat divinitatea această putere, înțelegi, pentru a continua viața, a perpetua viața pe pământ. O avem, ei nu au. Și atunci, dacă noi nu suntem conectate la esența noastră și avem programe și așa mai departe, bărbații cu care suntem sunt oglinda noastră. Deci, dragii de ei, ei fac ce fac cu acea, știi tu, energie cât le-a fost lor dată, dar la un moment dat adică nu se termină, dar nu pot face mai mult. Știi, și se simt neputernici și nu găsesc, nici noi nu știm, nu e nimeni vinovat în ecuația asta. Deci, ăsta este drumul nostru de a învăța și drumul sufletelor au fost alese dinainte să venim. Dar așa se întâmplă. Asta, cel puțin la mine, așa a fost drumul, înțelegi? Deci, sufletul a avut etape. Și prin etapele astea, deci cumva l-am tras și pe el, deci automat, noi doi împreună. Deci am fost și tot așa, 29 de ani, tu 30, eu 29. Și îi dădeam putere, deci când eram foarte bine, îl simțeam că reușeam toate, făcea. Cum cădeam eu, cădea și el. Deci acum făcând un retro, pur și simplu eu nu mă mai uit la el ce din afară l-a determinat. Că înainte ziceam și eu, probleme la servici, se ceartă cu colegii, e critic, e nu știu ce, are... Toate astea erau ale mele. Toate erau în mine. Deci el lua de la mine ce îi dădeam eu, și se ducea și manifesta în lume. Și eu asta îi dădeam. Când îi dădeam iubire, să știi că dărâma munții, deci făcea minuni. Sincer îți spun, deci când eram eu ok, ca eu am fost așa, deci nu eu tot timpul am fost dezechilibrat. Acum, în ultimul timp, când am căzut în depresie și în atacuri de panică și a urmat procesul ăsta, cum se spune, urgent de transformare, pentru că mie deja mi s-a tras linia roșie, știi? Adică ori faci, ori pleacă sufletul, nu mai era altă cale. Deci până atunci am tot oscilat. Eram ba așa, ba așa. E, de când am intrat în procesul de vindecare și așa mai departe, am fost mai mult jos. Deci am atins fundul, cum se spune, de acolo nu mai aveai unde să te duci și încet, încet începe după aceea ridicarea, știi? Dar și eu am oscilat în timpul căsniciei. Deci aveam momente când eram bine, eram în acceptare, mă simțeam plină de viață, nu mai simțeam tristețea aia, înțelegi? Nu mai simțeam. E, dar nu dura mult, știi? Dura un an, doi, hai să zic, trei, după aia reapărea. Și tot așa m-a urmărit, m-a urmărit, m-a urmărit. Vreau să spun și acum, când am intrat în binarii la început, primele luni, am intrat
în binarii, cred că în ianuarie sau februarie, dar pe grup sau am început să ascult binarii din octombrie anul trecut. Primele luni au fost de calupuri de tristețe. Deci eu citeam, când am început să citesc cărțile lui Marius, ieșea atât de mult afară că ziceam, Doamne, dar unde am căput atâta? Unde am căput și nu se mai termină, deci fără niciun motiv. Sincer, Elena, nu aveam niciun motiv. Bani aveam, siguranță aveam. Mă bucuram că sunt în grup, mă bucuram că în sfârșit am ajuns și citesc și așa mai departe. Mie mi se făceau curățări. Deci calupuri ieșeau afară. Au fost luni de Da. zile în care am plâns la început. Deci plângeam așa, non-stop. Da, mă înțeles. Da, păi să continui cu povestea, da? E Da. bine așa? Am rămas E, la da. soț. Am rămas la soț, da. Da. Deci, nu știu cam cum să spun eu când am început să merg la biserică, când nu mă mai regăseam, adică sufletul meu căuta sau ego-ul, nu mai știu ce, cine căuta, îl căuta pe Dumnezeu. De acum, nu mai mi era suficient, poate că, nu știu, nici eu nu știam să dăruiesc, nu mă învățase nimeni că trebuie să mă dăruiesc mai mult. Făceam tot ce trebuie în casă, dar sufletul meu căuta înseta de Dumnezeu. Vroiam să-L știu, era ceva dincolo de mine, nu mă putea opri nimeni. Și tot căutam, și tot căutam, și tot citeam. Și am zis să merg la biserică, și am mers la biserică. Ani de zile am mers la biserică. Fiecare sărbătoare eram acolo, uneori și chiar și în cursul săptămânii mergeam la masluri sau dacă erau sărbători și în cursul săptămânii mergeam. Cred că în jur de 20-30 de ani am mers la biserică. Așa, tot timpul, tot timpul. Simțea sufletul meu că nu își găsește liniștea nici acolo. Adică era ceva, dar nu mă împlinea întru totul. Și s-a întâmplat un eveniment. Acum, eu știu că în urmă cu 5 ani, mi s-a propus de preotul duhovnic să fac voluntariat la biserică. Am acceptat. L-am întrebat pe soțul meu dacă pot să fac asta. De fiecare dată eu mă consultam cu el și îl întrebam, am voie să fac? Crezi că pot să? Asta mă ajută? Adică am ținut tot timpul cont de sfatul lui. Era mai mare ca mine, nu atât de mare, dar aveam încredere în înțelepciunea lui. El vedea lucrurile, așa cum spune Marius, în ansamblu, de sus cumva. Le vedea și aveam încredere în înțelepciunea lui. Nu făceam nimic de capul meu. De fiecare dată îl întrebam. Dar asta cred că a umbrit tristețea mea și a umbrit cumva manifestarea iubirii mele. Poate o nemulțumire, poate că îmi doream mai mult pentru copii, poate că îmi doream mai mult pentru evoluția lor la școală sau așa. Aveam niște neîmpliniri, erau acolo, care mă duceau în tristețe, într-o supărare, într-o... Da, și am mers am mers la biserică și am făcut voluntariat. M-am dus cu toată deschiderea să fac lucrul ăsta, dar eram atât de obosită, încât nu mai aveam timp de rugăciunile care le făceam zilnic acasă, dar mă dăruiam cât puteam de mult acolo, că îmi plăcea mediul, îmi plăcea să am activitate, îmi plăcea să alerg de colo-colo ca o furnicuță. Da, așa. Și soțul meu începuse din ce în ce mai mult să bea, adică acum bea zilnic. Adică se simțea bine să fie permanent așa, aproape permanent. Ceea ce l-a determinat pe el să am zis eu că asta ar fi un factor,
care l-a determinat pe el să continue și să bea și din ce în ce mai mult a fost un episod trist în viața noastră. Băiatul nostru cel mare, care după ce abia împlinise 24 de ani, a hotărât să meargă în Anglia. Și acolo aveam niște fiini și am mers acolo. Vorbisem cu ei să aibă grijă, îi dădusem bani la ei să aibă câteva luni pentru întreținerea lui. El, ajungând acolo, a stat puțin acolo la finii noștri, 2 săptămâni, cam așa. După aceea el ne-a spus, ne-a sunat și a spus că nu mai stă acolo și că este cu trollerul și să-și caute chirie și că finii noștri au spus că nu se descurcă și că e mai bine așa ca el să meargă în altă parte. Și a mers în altă parte cu chirie. Câteva luni bune n-am știut de el, nu mai răspundea la telefon. Mai țineam legătura cu Fina și spunea că s-a mai întâlnit cu el și că lucrează sau că a mai lucrat periodic. Tot a stat un an de zile acolo. Anul ăla a fost perioade când am știut de el, vorbeam cu el, perioade când nu știam de el. Și ce frici a scos aceste evenimente la suprafață din tine? Ce ai simțit în acele momente când copilul tău nu-ți mai răspundea? Că e vorba de tine, nu mai de tine. Da, mă întâlneam cu persoane care mă întrebau de el și mă întrebau de el și eu nu știam de el și ziceam că nu știu de el, dar simt că nu e bine. Acolo unde este nu e bine și ce face nu e bine. El crescut tot la fel în biserică, cu minte liniștit, rugăciuni, cu împărtășit, mers la slujbe, dar toate. La ce raporta ego-ul tău acest bine? În ce sens nu este bine? Adică explică binele ego-ului tău la ce se referea, că e percepția ego-ului bine și nu-i bine. Noi știm acum că experiențele acelui suflet au fost deja, de înainte de întrupare, au fost fixate și că avea nevoie să experimenteze. Dar hai să vedem ego-ul tău ce percepea bine. În nesiguranță, că nu este în siguranță, Deci că era siguranța, era bine. Spune da, ego-ul. dacă, Da. da, că dacă este, ca, dacă are un loc de muncă și are un loc unde să stea, este în siguranță. Asta e siguranța ego-ului, că noi știm că la Dumnezeu totul e în siguranță și tu mergând la biserică, căutând pe Dumnezeu în afara ta, era firesc să vezi acest bine în siguranța lumii acesteia. Da, Deci, tot o exact. deconexie de la sufleta ta era Da, da, proiectată da. pe care, uite, copilul ți-o oglindea și soțul. De asta și-a apucat de băut, pentru că erai într-o relație de pus Dumnezeu în afara ta, de a-l îndepărta, de a-l căuta în biserici, de a-l căuta în lucruri exterioare și în siguranță, care Dumnezeu știm că este nesiguranța, de fapt. Exact. Acum am aflat că nesiguranța este prezența lui. Da. Noi nu știm, ego-urile nu știu. E noțiune nouă pentru ele. Da. Ei, și tot anul ăsta soțul mă mai lua și spunea, lasă că e bine, dar totuși eu simțeam că nu, ceva îmi Da, deci spunea Dumnezeu că. îți spunea prin soțul tău că e bine și ceva din ego-ul tău zicea că nu e bine, așa? Da. Ei, și s-a întâmplat că el a plecat în decembrie și prin octombrie, în sfârșit, mi-a răspuns la telefon și am putut să-l văd. Era complet schimbat, era slab, avea privirea rătăcită, goală. Și i-am spus, vino acasă, nu mai sta acolo, vino acasă. Și mi-a spus, cuvintele astea m-au făcut să văd cum pot să plec de aici.
stătea la cineva într-o gazdă, așa zis gazdă, și în momentul când el a venit acasă, erau doar câteva lucruri de interior. Nu mai erau hainele lui cu care plecase, nu mai avea diplomele cu care plecase, acte, nu mai avea aproape nimic. Dar era acasă. Era acasă, dar era complet schimbat. Nu mai mânca, nu mai dormea, sau avea un somn din ăsta, așa, iepurește. Nu mai avea aceleași plăceri culinare care le avea înainte să plece, de copil pe care îl știam eu, parcă era cu totul altcineva. Treptat, treptat a început să-mi spună că aude niște voci în cap, ca niște fete care vorbesc în capul lui, care vorbesc între ele, ca un zumzet în cap. Ușor, ușor am zis, Doamne, aici ceva în neregulă, e o boală, ceva. Și am mers la medicul de familie și de acolo mi-a dat o trimitere la un spital de psihiatrie. Iar acolo l-au internat cu psihoza acută. În spital a luat tratament. Când a ajuns acasă, a luat un pic, după aceea n-a mai vrut să ia, că a spus că nu se simte bine. Boala a degenerat și iar în momentul actual sunt câțiva ani de când s-a întâmplat asta. Acum, ultimul medic care l-a văzut, acum zic 2 ani, i-a pus diagnosticul de schizofrenie. Și acum acesta este cu fiul meu cel mare, care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Soțul meu, după acest eveniment, a început să bea și mai mult. V-am zis că tot în timpul ăsta eu am făcut voluntariat. Posteam, mă rugam, făceam voluntariat. Aveam grijă de gospodărie, ca să le fie bine, totul să fie curat, să fie mâncare, să fie Dar cum era în bine. interiorul tău? Nu eram în acceptare, nu acceptasem ce s-a întâmplat cu băiatul. Căutam, plăteam, întrebam, nu venea să cred ce s-a întâmplat. Eram într-o negare și într-o suferință. Asta era Deci clar. suferea ego-ul tău la maxim. Da, nu accepta, nu accepta. La un moment dat am cunoscut o doamnă care era psihoterapeut și a făcut ceva, a venit acasă și l-a văzut și văzându-mă că am o anumită sensibilitate, după ce a făcut cu el câteva ședințe în care el pur și simplu nu mai vorbea, refuza să mai comunice. Și a făcut câteva ședințe, luându-l așa ușor, a început să vorbească, să deschidă și să povestească ce s-a întâmplat acolo. Și a povestit cum că el a dormit pe străzi, cum că s-a și drogat, cum că uneori simțeam că nu vrea să spună totul, dar probabil că a fost și atacat sau. Oricum, am ajuns la concluzia că a trecut printr-o traumă. Adică, la modul la care cum a fost el educat, într-o anumită cumințenie, acolo a dat cu totul și cu totul de altă lume. Da, îndoielnică. Nu pot să spun mai mult. Adică, e de ajuns și atât. Dar ego-ul tău mai consideră în continuare că este ceva nedrept sau este ceva nepotrivit în lumea perfectă a lui Dumnezeu? Acum nu. Acum nu. Acum știu altceva. Acum știu altceva. Acum am ajuns la altă înțelegere.
Dar dacă nu cunoșteam această învățătură a lui Marius, nu puteam să ajung, eram tot acolo, chiar cu rugăciuni, chiar cu acatiste, chiar cu trimis la Muntele Athos, trimis la mănăstirile din țară, tot acolo eram. Eram într-o continuă așteptare de îmbunătățire a situației, într-o continuă negare, neacceptare. Acolo eram, că acolo am stat ani, așa. Ei, acum s-a întâmplat altfel. Prin conștientizările pe care eu le-am avut, fricile care eu le-am avut, de asta am vrut să mă vulnerabilizez. Toate programele astea au fost la mine și el le-a luat și au manifestat în această boală. Toate acele frici ale mele s-au dus la el. Eu acum am înțeles, dar a trebuit să trec prin mai multe. Ei, soțul. În momentul când eu făceam voluntariatul acela, la un moment dat soțul meu era atât de. Era singur acasă și eu plecam dimineața, mă întorceam seara târziu și la un moment dat soțul meu începuse deja niște evenimente în casă destul de grele pe care eu nu știam cum să le gestionez. Adică cu violență deja. Între el și băiat și eu eram între ei și nu știam cum să fac ca să fie bine și la un moment dat soțul meu venind de la biserică mi-a zis să plec. Să plec din casă. Pleacă, pleacă, pleacă. Și atunci mi-a fost tare greu să plec pentru că eu nu știam decât pe ei. Și eram atât de atașată de sus, de copil, de casă, de tot ce știam eu să fac acolo în casă. Era universul meu, erau doar ei în mintea mea și în inima mea, nu mai era nimeni altcineva. Adică ei erau pe primul plan. Văzând cu câtă vehemență soțul meu spunea să plec, mi-am luat câteva lucruri și am plecat. Dar devinul așa a vrut ca să nu plec departe de ei și aici, tot aici în oraș, este un apartament care a fost al părinților, stăteam la casă atunci și am venit în apartament. Am venit în apartament și mi-a fost tare greu. Plângeam, sufeream, nu înțelegeam de ce. Ai înțeles acum ce l-a făcut pe soțul tău să-ți spună atunci să pleci? Din iubire, el m-a ocrotit. Așa a fost modul lui de a mă ocroti. Că era, nu putea, nu se putea, nu se mai putea gestiona situația și cu mine acolo. Că eu eram deja jos. Foarte jos, din cauza tristeții și faptului că nu știam cum să ajut. Când femeia este foarte jos, ce face? Dacă ai citit învățăturile lui Marius și deja ai aprofundat, trebuie să știi ce face nu numai bărbatului și copiilor. Femeia când e foarte jos, de ce e mai bine să o Hrănește. scoată Dumnezeu de acolo? Da, se hrănește cu energia lor. Da, îi ucide. Și atunci Da. el a simțit că nu mai poate, deci pur și simplu nu mai putea să-ți dea, înțelegi? A preferat să te ducă departe și probabil a rămas el cu copilul, a rămas el cu băiatul. Da, a rămas el cu băiatul, dar atmosfera era aceeași. Eu mă mai liniștisem, între timp mă liniștisem și mă duceam la câteva zile să fac curat sau să fac mâncare, în funcție de cum mă solicita. Eu deja începeam să mă liniștesc și ușor, ușor, după ce am început să mă liniștesc, am început să primesc mai multă putere și am mers cu băiatul la spital și doctorița de acolo mi-a propus ca să-i fac o internare cu un diagnosticul acesta pe care l-am spus și să-i fac o pensie și așa el avea niște bani. Acum și după ce el a văzut că are niște bani, s-a liniștit mai mult, adică era mult mai. Adică el avea o vârstă
26-27 de ani și el se vedea mereu că trebuie să ceară. Iar acum el avea niște bani și ușor, ușor el s-a mai liniștit. Știa că se simțea că nu poate să lucreze, adică avea o neputință, știa că da, și tot cerea. Așa. Oglinda Asta am cui fost. era, Elena, comportamentul băiatului? Pe cine oglindea? Eu cred că pe tatăl meu. Tatăl meu, adică are multe trăsături din partea tatălui meu. Multe, La multe. începutul binarului ai spus că și tu ai cerut soțului tău protecție. Aveai Da, și da. tu pretenții, anumite așteptări. Căutai Da, da. siguranță. Deci pe cine oglindea băiatul tău? Cui îi ținea Bine, da. oglinda? Pe mine și deci cam pe el mă oglindea pe mine, eu îl oglindeam pe Fricile tatăl. egoului tău. Deci fricile egoului tău. Și tatăl tău oglindea pe mama ta. Da, Sau da, pe da, da. mama lui, nu se știe, care dintre femeile din viața lui au transmis aceste programe, pentru că femeia este cea cu aceste programe. Un bărbat este conectat direct la divin. El are și el programele lui și viața lui și așa mai departe, dar în relația cu femeia, Marius a spus că este direct mișcat de divin în funcție de orgoliu femeii. Deci nu are nicio relevanță cum să spun eu, tot ce a avut el când este în contact cu o femeie. Deci atunci pur și simplu este mișcat de divin, numai în funcție de orgoliu femeii. Da. Mama mea a fost, eu așa am văzut-o, puternică, pentru că l-a iubit pe tatăl indiferent ce făcea. Adică, pentru ea, dacă era întrebată de vecini, când se mai auzea uneori certuri sau și el ocrotea tot timpul, nu, soțul meu este bine, totul este bine. Acoperea cât putea de mult. Îl respecta foarte mult, adică el era chiar bărbat, era în energia masculină, adică Dar nu nu avea avea nicio problemă. atașamente, nu avea frici mama ta. Nu cred că avea, nu cred că avea, pentru că ea o vedea destul de puternică și destul de detașată, ea știa treaba ce are de făcut în casă, era ca era o hărnicuță. Și de ce egoul tău a adus acum în discuție faptul că din cauza lipsurilor materiale, poate tata s-a apucat de băut? Din ce, adică ce referire a vrut să facă egoul tău la faptul că au fost acele lipsuri? Lipsuri în ce sens? Lipsurile că eu așa l-am văzut în momentul când ne-am mutat de la țară, că era continuu, frigiderul era gol. Și noi așa gândeam cu mintea de copil că poate din cauza aia uneori se mai certau. Noi nu știam că noi stăteam cumva în dormitorii, stăteam în sufragerie și uneori auzeam certându-se sau uneori tatăl meu venea sâmbăta că doar la sfârșit de săptămână putea să bea și se certau, dar erau certuri destul de violente care noi cumva sau mai ales eu stăteam între ei ca să nu o lovească pe mama, tatăl. Era într-un grad avansat de ebrietate în care devenea violent, mama mea era micuță, el era înalt, era de Deci două tu ori cât ea. îți luase Și rolul de așa și gândeam noi salvator, că îți luase de mică rolul de salvator pe care l-ai continuat, cred, după aceea. da. Iar acum eu nu mai știu că m-am pierdut un pic. E foarte bine când cade mintea, las-o să cadă. Vorbeai de, ai ajuns cu copilul când i-au făcut pensia și deci acolo începusei să, am făcut noi o paranteză care sunt binevenite, știi? E bine ca Da. mintea asta să mai și cadă, să nu o lăsăm așa să conducă, știi? Mai facem și pauze de suflet. Da, deci Da. cu băiatul când s-a văzut cu pensia și s-a simțit el mai sigur și că avea un venit, deci avea Da, da, de da, da, da. bănuți și...
Da. Soțul meu a fost și el bucuros că băiatul avea niște bani, dar tot programul ăla a continuat, în care soțul meu bea și se mai ducea peste băiat, băiatul refuza sau, adică se ducea, avea dragul de el. Avea așa uneori că nu-l recunoșteam. Faptul că bea uneori îl făcea să bea mare așa și băiatul nu suporta lucrul ăsta. Vroia așa, că știa pe el cum era fără lucrul ăsta. Ei, și s-a întâmplat, eu stăteam tot aici în apartament, băiatul tot acolo cu tatăl. Și treptat, treptat, soțul meu se simțea rău, dar mie nu-mi spunea cât de rău se simțea. Oricum, noi vorbeam în fiecare zi la telefon. Îmi spunea, hai să vorbim în fiecare zi, să povestim cum ne-a fost la fiecare. Noi doi am avut o comunicare foarte bună. Adică tot timpul povesteam și eu eram cu ochii măriți pe ceea ce spunea el, pentru că îl simțeam foarte înțelept și simțeam că ce spune el, așa este. De asta m-am văzut atât de neputincioasă în momentul când el mi-a spus pleacă sau așa. Dar acum, ușor, ușor, eu am fost și supărată pe el, că n-am înțeles de ce mi-a spus asta, dar după aia, vorbind la telefon, a fost altfel, a fost cât de cât bine. Dar nu-mi spunea că este rău, oricum eu îl vedeam că nu e bine. El a fost tot timpul slăbuț. El a avut, lucrând într-un mediu toxic, avea o bănuială că are silicoză. Că mulți dintre colegi, colege de acolo au făcut boala asta. Îmi spunea că nu mai poate mânca, că nu are poftă de mâncare. Și eu îi spuneam, uite, haide să și luăm anumite medicamente. Eu, între timp, după ce am terminat programul acela de voluntariat, am lucrat ca menajeră la un medic și povesteam ce simptome are soțul. Și spunea, uite, ar trebui să ia asta, ar trebui să facă asta, ar trebui să facă niște analize la ficat, să vadă despre ce e vorba. Eu îi spuneam ce vorbeam cu doctorița aceea. Dar el nu accepta. El de multe ori spunea, eu nu merg la medici, dar asta din tinerețe, nu de acum. Eu n-am ce căuta acolo, eu n-am încredere și eu nu mă caut. El așa spunea, eu nu mă caut. Și mai spunea când și când, spunea, avea repetitiv vorba asta, n-am timp. Eu îi spuneam câteodată, uite, haide să vorbim despre copii, hai să vedem ce soluții găsim pentru asta, pentru asta. Și el îmi spunea, chiar că nu făcea nimic, doar poate fuma sau... spunea, n-am timp. Și nu înțelegeam. Cum adică n-ai timp? Dar îmi putea vorbi. Tot timpul spunea, n-am timp. Și în urmă mai spunea câteodată, eu nu trăiesc, nu am să trăiesc mult. Ei, și s-a întâmplat că venind de la munca aceea, că eu acum fac o muncă de menajeră și sunt mulțumită cu munca asta, mai ales că știu că munca asta e cea mai bună pentru ego. L-am sunat după amiaza, cum îl sunam de obicei, cu o zi înainte mersesem să văd ce fac, ce face și băiatul. Nu mi s-a N-am înțeles că ar fi ceva neregulă. Dar soțul așa a fost tot timpul, cumva să mă ocrotească, era nascuns, ținea nascuns suferința. Și am fost acolo, sufletul meu a simțit că s-a întâmplat ceva, că nu mi-a răspuns la telefon.
Și am mers acolo acasă și l-am găsit. L-am găsit în genunchi, lângă un fotoliu, cu o poziție ca și cum s-ar ruga. Avea fața senină, liniștit, dar era mort deja. Eu am crezut că nu, că era frig afară și m-am dus lângă el și am pus mâna pe față și era călduț. Dar medicii când au venit, probabil că mai avea ceva semne vitale în el, că cerca să-l resusciteze, cred că aproape o oră. Nu s-a mai putut face nimic. Dar acolo când eu am intrat, erau pete de sânge. Un sânge închis la culoare. Pe peste tot, pe covor, pe pat, pe fotoliu. Lângă el erau și niște sticle de băutură. Dar atunci am fost calmă, am fost destul de liniștită și am știut că este divinul cu mine. Am luat lucrurile așa cum sunt. La un moment dat, băiatul a ieșit și el din camera lui, dar medicii au spus că nu are voie să intre la tatăl lui. L-au luat și l-au dus la spital. După ce a avut loc și înmormântarea, m-am ocupat eu de tot. Așa, băiatului nu i-am cerut să participe. Tot așa în dorința de a-l ocroti. Deja el acum are, și atunci avea, dar acum am simțit că nu mai are așa, nu mai este așa de multe episoade delirante. Atunci avea și în dorința mea de a-l ocroti, să nu facă mai rău sau nu știu ce a fost în mintea mea. N-am insistat ca el să vină. Adică era ceva în plus că și simțeam că nu puteam să fac față la atât de mult. Și nu știam cum o să reacționeze și el. El a stat acasă și totul a avut loc. Dar, de fapt, se întâmplă numai aduce acasă mortul, adică se duce la capelă, se fac pregătirile de firme și așa. S-a întâmplat un an de atunci, că în aprilie s-a întâmplat, a fost un an de când s-a întâmplat cu el. Când și când băiatul mă întreabă ce mai face tati? Și eu îi spun, tati e bine acolo unde e. Nu știu ce să mai spun. Nu are dor de el. Uneori am crezut că nu mai are empatie. A avut și momente din astea când l-am simțit că nu are empatie nici față de el și nici față de mine. Dar are și momente în care este atât de cald și de blând. Am avut foarte mult timp gânduri către băiat, dar în momentul când am aflat de la Marius că nici gândul nu trebuie să-l ții, m-am educat și cu binariile astea pe care eu le ascult aproape non-stop, mi-am luat gândul de la el. Luându-mi gândul de la el, am văzut anumite evoluții ale băiatului. Mai înainte, când nu făcea aproape nimic, acum văd că el mai face câte ceva. Și sunt mulțumită. Oricum, eu am grijă lui, am grijă să merg acolo, să fie facturile plătite, să aibă mâncare, să fie curat, să-i spăl rufele,
Dar mă educ să nu mai-mi las mintea cu scenarii spre el. Elena, dar dacă n-ar face goal-ul tău, ar fi nemulțumit? Ai spus că acum ești mulțumită că face goal-ul tău, a spus că e mulțumit pentru că face câte ceva. Dar în Nu, cazul în nu, nu, care băiatul tău n-ar face, să spunem, că nu. Nu, ego-ul tău ar fi nemulțumit, are așteptări, dorește nu, să aibă un anumit rezultat. nu, nu, nu. De când am înțeles că copiii vin pentru părinți și ei ne mântuiesc și el este oglinda mea perfectă și faptul că el a făcut ce a făcut a fost să aducă la suprafață toate traumele transgeneraționale, nici nu știu exact să pronunț corect, pe linie A familiară, egoului, da, a traumele egoului. Și atunci egoului, da. traumele egoului de la moșii, strămoșii. Tatăl meu, am uitat să mai spun, tatălui meu a murit pe front. Mama lui a rămas de la 20 de ani văduvă cu 5 copii, dintre care tatăl meu avea 2 ani. Și acolo sunt niște traume destul de grele. Și acum, prin fiul meu, s-au dus la lumină atâtea traume și eu n-am cum decât să fiu recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă. În momentul în care Marius a spus tot ce ne deranjează, ce vine din față și mai ales că e copil, că e bărbat, noi nu avem decât să sărutăm picioarele aceluia care ne deranjează și el mi-arată programele mele că eu tot le-am pitit. Le-am tot pitit, le-am tot ascuns, le-am tot anesteziat cu mersul ăsta ani de zile la biserică. Dar el acum, el mi le-a adus la suprafață pe toate și sunt recunoscătoare și învăț numai că le-am acceptat, dar sunt recunoscătoare pentru tot. Și deja frica aia care era atât de pătrunsă în mine și care s-a dus la el și s-a manifestat în felul ăsta și din iubire pentru el, din iubire pentru soțul meu, din iubire pentru tatăl meu, pentru bunicul meu care a plecat, eu am ales să vorbesc. Pentru că eu știu că se vor elibera multe din toate programele astea de frică. Așa. Așa, oftează-o, ego îmi place că știi, el tot oftează, tot scoate mai oftează un pic ego, îmi place foarte mult de el, e foarte Da. drăguț ego ăsta, știi, așa, face pe tristul, pe nu știu ce, hai să nu lăsăm să intrăm un pic în pâine. Deci fii atentă, ce, hai să spun ceva, deci o chestie, știi? Deci tu și la soț și la copii, la copil ai spus același lucru, că ei nu se exprimau, da? Deci ego-ul tău, fii atent cum se ascunde și unde se ascunde. Păi neexprimarea și necomunicarea era din tine. Tu nu ți exprimai și tu te duceai la biserică și ascundeai în tine și îngropai în tine, știi? Și au venit ei doi, dragii de ei, știi, așa ți-au ținut oglinda până te-ai prins tu. Una s-a spart, asta e, ai rămas cu una, ce să facem? Înseamnă că ego-ul s-a mai elevat de o fi zis Dumnezeu, lasă că îi ajunge o oglindă, știi? Așa, dar Da. vezi că amândoi manifestau această latură a ego-ului tău de a nu se, de a nu comunica ce este în interior, de a nu scoate la suprafață, de a ține ascuns acolo. Observ lucrul ăsta, îl recunosc în mine, de a spune ego-ul meu a avut această latură și tot timpul îi vedea pe ceilalți că sunt închiși în ei, că nu comunică, că, știi, eu fiind totuși o fire, cum mă vezi așa, ego-ul meu fiind vorbăresc de fel și se bagă în față, mă, dar mie mi-a spus foarte bine latura asta, că se bagă în față de a spune minciunele, spune ce vrea el să spună, el nu spunea durerea aia, știi, o ținea acolo, în interior, o ținea până făcea poc, nu mai putea, știi?
Tot timpul Da. arătându-i se oglinzi, își producea suferință, îi se părea că este neîndreptățit, știi? Deci era un cerc vicios pe care îl tot repeta și tot mă prindea în el pentru că eram, ți-am spus, eram identificată cu el și tot așa și eu. Ba-l vedeam pe tata tăcut și că l-a moștenit pe tata, deci mi-ești oglindă perfectă. Ba iubitul mi-este tăcut și că nu se exprimă dragul de el, știi? Adică proiectez asupra lor ceea ce este în mine, știi? Asta este mecanismul egoului de a ne arăta, știi? Dar ce vreau să spun că m-a impresionat din povestea ta, este minunată, o poveste de viață extraordinară și bănuiesc că, adică simt, empatizez cu tine că a fost o cale destul de grea alesă prin suferință, la fel ca și a mea. Soțul tău a murit foarte ușor și pentru mine acest lucru, acum, în acest moment în care mă aflu acum, este o mare bucurie pentru că știu că acel suflet este foarte aproape de Dumnezeu și a trăit și și-a îndeplinit misiunea, pentru că știm acum că morțile violente sunt ale persoanelor care au atașamente, care au frici, care au multe și necredințe și așa mai departe. Sufletele celelalte, pur și simplu, pleacă așa, uite, cum ai povestit tu de soțul tău. Câteva ore, fără prea multă suferință, fără prea mult Da. tamtam, și pur și simplu ies din corp. Și pentru Da, mine, da. eu am avut o ieșire din corp, am avut o moarte clinică, am avut și din astealaltă, așa, în somn, dar aia, moartea clinică, mi-aduc aminte, este atât de eliberator să ieși din corp, așa cum să-ți explic, fără a sta foarte mult în suferință sau în așteptare. La mine a fost sub anestezie, deci îți dai seama, a fost o din asta instant, într-un minut s-a produs, m-am înțeles de la medici că mi s-a oprit pulsul, s-a oprit și inima și atunci am ieșit din corp, a ieșit sufletul meu din corp. A fost extraordinară ieșirea, înțelegi? Pe când am mai multe persoane care povestesc că multe se chinuie, deci ego-ul lor încă mai eliberează, știi, în acele clipe. Nu zic că este rău, este foarte bine și aia, dar m-a impresionat că a ieșit atât de repede. Deci când aud de o persoană din asta care dispare așa, instant, știi, Da, cumva da. are o afinitate, ego-ul meu, de a răsufla ușurat, știi, că el e cam repetent așa, la nu prea acceptă el suferința, deși o produce. E așa un pic bipolar, dragul de el, știi? Nu prea înțelege anumite lucruri. Mi-am dat seama acum când mi-a murit o prietenă, un suflet a plecat din corp, ea n-a murit, da? Și a avut cancer și chiar am făcut o înregistrare cu Marius și nu înțelegea egoul meu de ce încă mai suferă, adică ce mai stă în corp dacă nu mai își pierduse toate simțurile, nu mai era vitală și așa, știi? Și aveam impresia că se mântuiește, știi? Deci mai avea egoul meu altă. Deci el își căuta așa o explicație, domnule, dar de ce? Hai să găsim o explicație la suferința. Păi se mântuiește. Și când mi-a zis Marius, nu, nu, este doar că mai cât mai poate mai curăță, ca să poată să se ducă, dar tot o să rămână pe vibrație joasă dacă nu și-a rezolvat problema cu bărbații. Deci dacă ea a plecat și încă nu a fost supusă și împăcată cu bărbatul care l-a avut și cu bărbații din viața ei și așa mai departe, deci acolo rămâne o problemă între ea și Dumnezeu. Și atunci s-a cam supărat, așa un pic s-a busuflat ego-ul meu, știi? El se credea tot așa bine pus, Elena, adică eu am iubit foarte mult bărbații din viața mea, pe toți. Și l-am divinizat pe tata, mai povestit atașamente față de toți, din astea sufocante. Probabil ego-ul tău se oglindește cu ceva în ce povestit. Tot Da. așa, deci eu îi vedeam pe ei Dumnezei, dar în sensul că ei și atât, adică dacă mi-l lua Dumnezeu de lângă mine, eu, ego-ul meu se învârtea în cerc, adică nu mai știa de unde să o apuce, știi, ca și cum Dumnezeu n-ar fi existat. La faza asta de atașament era. Și asta mi-a explicat multe, mi-a explicat foarte multe. Acum când am dat de învățăturile transmise prin Marius, eu am înțeles foarte mult. Am înțeles foarte mult de ce și s-a făcut pace și cumva, deci ceea ce simt eu acum este reconectarea cu sufletul, cu divinul. Deci asta se întâmplă după ce conștientizăm, știi, și totul nu ți se mai pare decât iubirea lui Dumnezeu, cea care a dat voie la toate aceste evenimente din viața ta să aibă loc, ca sufletul tău să poată să elibereze. Și e minunat și mă bucur foarte mult că, uite,
ți-ai dat așa din prima și sincer, chiar dacă ego a mai oftat pe aici, pe acolo, chiar dacă a mai spus el greu, dar e minunat că poți să faci lucrul ăsta. Deci, n-am cuvinte. Mulțumesc. Dar am, nu știu, am deschiderea asta pentru că ascult de mult timp. Totul mi se pare atât de clar în toată învățătura asta, deschiderea, vulnerabilizarea oamenilor este atât de firească. Oricum, e altceva față de cum știam până acum. Parcă trăim într-o altă dimensiune. E, nu știu, o dimensiune a iubirii, a miracolelor. Se șterg instant frici. Până ieri mi-era frică sau eram încordată sau eram și am scris. Și am scris lucrul ăsta că m-am observat, am observat ego-ul meu că este încordat. Și ce Sau că își dacă? fac E foarte, foarte și bine. am scris. Și Asta am e dacă. scris. Da, le-am scris. Ei, a doua zi eram alta sau instant, imediat. Deci este miraculos ce se întâmplă. Și am zis cu toată deschiderea, am să povestesc și am să spun exact prin ce am trecut și cum sunt acum și cum am fost în urmă cu o jumătate de ani. Că din primăvară am început să fac așa cum spune Marius, să mă restrâng, să mănânc o dată pe zi. E, nu mănânc eu chiar în fiecare zi, o dată pe zi. Am slăbit cam în jur de 10 kg, dar egoul meu a slăbit. Mai am poftă și uneori mai mănânc și dulce. N-am un Ce stăpân dacă? conștient. Ego mănâncă, că mai scoate un Da, program. Foarte bine face. așa am zis, am să provoc și am să mă pun în situații delicate. Să văd ce mai iese. Trebuie să iasă cât mai repede. Cât mai repede să iasă, pentru ca să ajutăm cât mai multe persoane, să fim cât mai mulți. Și dintr-o dată să se facă așa rețeaua aceea de care spune Marius și alții conectându-se. Păi eu doar am fost conectată la voi și dintr-o dată tot ce simțeați voi acolo, eu am simțit nefiind scrisă pe școala iubirii. Doar conectându-mă mental și cu sufletul la voi, eu simțeam ceea ce voi spuneați acolo. Și mi s-a părut miraculos. Și miraculos totul. Că totul e de la divin. Totul, lucrarea asta este de la divin, 100%, adică n-am nicio îndoială. Și din cauza asta sunt și bucuroasă și m-am lăsat să mă vulnerabilizez, pentru că știu că e divinul aici. În toată frumusețea lui. Și ego-ul, n-am cum să fiu supărată pe el, dragul de el, pentru că, într-o noapte, mă lase cu o frică. Nu știu de ce m-am trezit în miezul nopții și mi-a apărut așa în vis ceva, o persoană îmbrăcată în negru, care îmi dădea o stare de frică. Abia ațipisem că deodată m-am trezit cu un fior de frică și l-am visat. Și atunci m-am dus așa spre el, sufletul s-a dus. Și l-am îmbrățișat. Și s-a topit și am adormit instant. Altă Ce dată, dacă. frumos! L-ai topit în iubire și pe ego, ce frumos! Da. Atâta Deci, așa am aștepta zis. și el, știi? Nu aștepta decât o Da. îmbrățișare și puțină iubire să se transforme în lumină și el. Da. Deja îmi dau lacrimile. Deci, e atât de miraculos. Deci, doar să le dăm voie să ieșim din cutiuța fricii. Și altă dată mi se întâmpla așa să ațipesc puțin, să-mi vină un vis din ăsta, să o frică, să o teamă, că eu cu frica, cu asta m-am luptat, să zic așa, ego-ul meu s-a luptat cu frica. Tot el o provocat, tot el, da, așa. Și nu mai dormeam până dimineața, că eram într-o continuă frică de a dormi. Exact programul ăsta l-a avut băiatul că zicea, eu nu pot dormi pentru că dacă adorm, mor. Deci mult timp a avut asta, că noi ne-am dus acolo și cu faptul că el nu poate dormi noaptea. Ei, și dar am spus, Doamne, aș vrea să simt și eu ce simte copilul. Că eu lucrând și înțelegând așa,
Poate cumva se mai șterg din programe și lui o să vină mult mai ușor. Dar când am aflat de la Marius că toți din familie se raliază după energia cea mai înaltă, acum am zis, e treaba numai cu mine, nu mă mai gândesc la nimeni. Și eu Corect. doar să mă cresc, doar să mă Corect. cresc mereu, să mă vulnerabilizez și să mă cresc. Și să știu odată pentru totdeauna că ego-ul este profesorul care te apucă de mânecă și spune, hei, hei, așa, și îmi face foarte bine și îl iubesc și pe el așa cum este. Iar eu, dacă știu că sunt doar iubire pură, sunt îngăduitoare la maxim cu el și îl iubesc așa cum este, că știu care e rolul lui. Fac voluntariat, tot la biserică și mi-este drag să fac, că este nevoie de mine și acolo, că sunt oameni care vor beneficia și de curățenia aia sau ce mai fac eu pe acolo. Mă restrâng cât pot și sunt atentă la mine. Și nu mai știu ce să spun. E foarte bine, e foarte bine că faci voluntariat la biserică. Nu este ceva greșit. Greșit era că tu te duceai la biserică, ego-ul tău se ducea la biserică, crezând că Dumnezeu e acolo și că îi rezolvă problemele. No. Atâta era. Dar Depășim rest, da, păi acum bineînțeles că dacă ești în suflet, știi cine le rezolvă și cum le rezolvă. Nu mai trebuie ție din exterior nimic. Da. Dar acum știu că copilul și tot ce s-a întâmplat, dacă nu era asta cu copilul, cu soțul, cu tot ce s-a întâmplat, eu nu ajungeam aici. Eu nu ajungeam să cunosc lucrarea asta, să vă cunosc pe voi, să cunosc cărțile lui Marius, să înseteze sufletul meu după cunoașterea asta. Nu ajungeam aici și sunt recunoscătoare și sunt atât de mulțumită. Și de asta am avut putere să sun și să povestim. Dar îți dai seama, eu așa simt, așa chiar o bucurie și a sufletului soțului tău. O simt în mine când tu povestești, nu știu de ce simt nevoia să spun lucrul ăsta. Deci este așa o mare bucurie, știi, când o persoană părăsește acel plan fizic și soția lui ajunge la aceste conștientizări. În primul rând, îl eliberezi, îl lasă să se ducă să-și vadă drumul lui, nu te agăți de el, nu-l bocești, nu încerci să faci drame. Pur și Nu, simplu nu, n-am făcut asta. pregătită, ai fost pregătită, de asta îți spun, și băiatul tău convinsă că în curând o să vezi cu totul alte Da. manifestări ale lui, cu cât tu intri și mai mult în energia ta, în energia ta de femeie și îți mai eliberezi ce mai ai de liberat, o să vezi cum se schimbă și exteriorul în jurul tău, care deja Da. încearcă să se schimbe. Ai spus că deja apar rezultatele. Da. Mai sunt niște lucruri care apar și apar din trecut, de exemplu, băiatul nu bea, dar mi-am dat seama că sunt programele din trecut și le las să vină și nu intervin, pentru că așa a spus Marius, nu interveni. De exemplu, băiatul meu nu bea, deci el doar fuma că văzuse pe tatălui că fuma și stătea pe calculator mai mult. Dar Atenție, acum. atenție, că iară s-a dus ego-ul tău și ne-a furat un pic, ne-a furat pe fir, așa, știi, că e șmecher, e spun domnul Goie și îmi place să-i spun domnul Goie, știi de ce? Că e exact ca ăla, știi, copilașul ăla răsfățat, care bufnat așa, vrea și de aia, vrea și de aia, nu-i convine nimic, face pe șmecherul, încearcă să fenteze pe mamițica, deci eu așa mă raportez la domnul Goie al meu. Deci, Da. bărbatul tău a fumat, probabil în tine acolo a fost ceva care a cauzat acest lucru precis și la fel și copilul tău, nu pentru că l-a văzut pe tatăl fumând, pentru că sunt foarte mulți copii care, asta e tot un concept din ăsta din lume, știi că zicea, nu fumați, că dacă fumați voi, vede și ăla și se apucă și el de fumat. Uite, am fost fumătoare. Și încă mai fumez și acum, când am eu chef și când vine ego-ul cu câte o chestie, mai dau câte o țigară, dar nu îl las să devină dependent din nou și nu fumez cum se spune, în starea aceea de stres și că îmi trebuie țigara, înțelegi? Adică nu mai este o dependență. Nu mai este o Da. dependență.
Dar ca să nu trec în extrema cealaltă, că începuse Go să cumva să facă nazuri, când a venit prietena mea și a fumat, a început să se sufoce, n-a dormit toată noaptea, a făcuse alergii, așa că îi mai dau din când în când o țigară ca să nu îl mai apuce alergiile când stă în jurul fumătorilor. Da, am Așa. înțeles, am înțeles, da. Da, dar astea sunt tot concepte, știi? Că așa am fost învățate, că nu fumați, că dacă fumați, voi văd copiii și prin imitație fac aceleași lucruri. Da, este o parte probabil care este așa cum se așa că prin imitație noi facem anumite lucruri, dar noi știm acum, de fapt, ce duce pe cineva la fumat. Nu că ar fi un lucru rău, să știi, pentru că pe mine chiar m-a ajutat țigara atunci când aveam atacuri de panică și eram deconectată și așa mai departe. În loc să încep să iau droguri sau medicamente sau alte chestii, fumam. Și era cel mai mic, cum se spune, nu rău, dar cea mai mică chestie, dependență pe care mă gândeam că o să-mi fie mai ușor să o elimin după aia, pentru că de droguri și așa este mult mai greu, știi, și cu băutura. Și ele ajută, ele au un rol acolo. Deci și aia a fost Da. foarte bine și e foarte bine, lasă-l. Dacă simte nevoia să fumeze, asta este. Ce? Care e Da. problema? Nu e nimic greșit și nu este că a văzut la cineva sau știi de ce acum s-a apucat. Că dacă a văzut, de exemplu, am văzut la tatăl meu și m-a apucat imediat după ce a murit tata să fumez. Mai trăgeam eu cu copiii prin curte sau la bunici, dar m-am apucat de fumat exact când a murit tata, știi? Și Da. nu pot să spun că este neapărat că tata, în primul rând, nu fuma în casă. Deci nu era o chestie că am văzut. Știi, era pentru mine a fost durerea și neacceptarea faptului că tatăl meu a murit. Deci eu Da. recunosc de ce făceam acele lucruri și era un fel așa, un fel de, nu răzbunare sau, nici nu știu cum să o descriu așa, știi, dar era un fel că, na, știu că nu-i bine, dar o fac. Știi, gomul și știu că nu-i bine, dar eu fac pasta, știu, așa un fel de refulare, întoarcerea Da. etichetei. Las că vă arăt eu. Așa. Da. Și domnul Goi al meu asta a făcut. Na. Da. Foarte bine a Da. făcut, vorba ta. Care e problema? Da, nu, ce vroiam eu să spun este că eu mă obișnuisem cu gândul că băiatul fumează, pentru că fumează, cred că avea 17 ani. Da, și m-am obișnuit cu gândul ăsta că fumează. Dar acum, de curând, am văzut niște sticle de băutură. Și am spus, a, deci sunt programe care vin din trecut și trebuie acceptate și nu trebuie să intervin. Asta știu de la Marius că nu trebuie să intervin. Dacă el vrea să sufletul lui, vrea să experimenteze și asta, lasă să experimenteze. Și el singur o să știe ce are de făcut. Și nu i-am spus absolut nimic. Referitor la așa, dar și nu știu ce se întâmplă, că de la un timp, când mă duc acolo, îl găsesc aproape tot timpul dormind. Și sunt recunoscătoare și pentru asta. Probabil că până o să mă cresc eu, să ajung în energia feminină și să-mi cresc vibrația, devine o pauză ca să fie o armonie în momentul când noi ne vom întâlni și o să mai vorbim. Dar sunt recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă. Orice vine E în perfect. reacție. E perfect așa cum sunt în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Totul e perfect. Și sunt foarte recunoscătoare. Sunt nici nu țin chipui că sunt de bucuroasă. Simt că am spart gheața. Și am avut un vis referitor la soțul meu. În urmă cu câteva săptămâni, vedeam ca niște trepte. Pe treptele alea erau anumite persoane, trepte, dar nu atât de înguste cum sunt treptele astea, ca niște trepte de evoluție a sufletelor. Erau destul de largi și erau suflete și am văzut suflete pe trei trepte. Una din, cum zic eu, ca niște
cum erau înainte la țară, curți largi în fața casei, dar nu era vegetație pe ele. Și după aceea, la un nivel superior, altă curte, să zicem așa. Și acolo alte suflete. Și după aceea, al treilea nivel, altfel de suflete. Eu m-am dus cum să zic, curtea aceea de la mijloc și acolo două fetițe au venit în întâmpinarea mea. Și fetițele acelea m-au condus la nivelul al treilea, iar acolo am văzut suflete care pluteau și erau atât de frumos colorate, în mov închis. Era o încântare acolo și o pace și o liniște și o desfătare. Așa am simțit. Și m-am întors la soțul meu. Soțul meu era pe ultima treaptă. Și i-am spus, uite, eu vreau să ajung acolo, că acolo eu am mult de învățat. Mă lași să mă duc acolo. Uite, vreau să ajung acolo. Și el nu mi-a spus nimic. Dar pentru mine asta este. Faptul că sunt aici. Da, nu ți-a spus Da. nimic, Și... să știi că ți-a spus totul, de fapt. Da, dar el, prin tăcerea lui, el îmi spunea fără să vorbească, chiar și când trăia. Păi Că da, avea o acceptare în el. Marius a spus că acolo este la nivel telepatic, știi, acolo nu se vorbește. Tu Da, da. erai în dual și așteptai o voce să spună ceva, ai întrebat și așteptai un răspuns, așa cum știm noi ăștia pământenii de Da, pe da, aici. da, da. Da, 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 Egourile da. noastre atâtea cunosc, știi, dar acolo la acel nivel nu se vorbește, știi? Și m-a Da, impresionat da. ce a spus, când a spus Marius, am spus, aha, de-aia mi-a dat mie Dumnezeu 3 ani de zile aici, singur în casă, știi? Vorbeam cu pereții, nu știam ce se întâmplă cu mine, voce în cap, nu știu ce, până s-a făcut liniștea aia, știi? Și da, uneori simt și eu chestia asta, că vorbim mai mult atunci când tăcem. Da. Și după ce s-a întâmplat cu visul, am avut propunerea să fac voluntariat și am zis da cu toată inima. De fapt, am simțit și bucurie în momentul când uneori îmi dau voie să mă gândesc la el și simt răspunsul în mintea mea. Și a fost bucuros pentru că el mă știe pe mine numai pe calea asta, a curățeniei și a evoluției sufletului Dar și soțul vreau să tău ajung. era dogmatic sau practica Nu, ritual nu, sau nu, nu? nu, 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 nu. El Dar era de acord. Era era de bun. acord cu ceea ce făceam. Da, era de acord cu ce făceam eu. Adică el era, se știa în siguranță, adică, cum spunea Marius, că bărbații au un sentiment puternic de proprietate, dar el avea o siguranță că eu unde merg, merg și că dacă eu sunt așa pe calea asta, eu sunt o femeie serioasă, eu sunt o femeie liniștită, adică nu aveam niciun stres referitor la mine. Adică eu nu știam decât de casă, de copii, de el, atât, și biserică sau piață sau, mă rog, să mă duc la școală după copii sau chestii din astea așa obișnuite, nu, nimic ca să-i dea lui palpitații. De fapt, divinul prin el îți dădea voie să-ți urmezi calea, știi? Chiar dacă a fost așa o etapă din viața ta care te-a adus acum la înțelegerea asta de aici, acum conștientizezi și tu că nu era Da, aia. da, 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 așa Dar este, erai așa pe este. nivelul acela și te-a lăsat acolo unde ești, știi? Deci Dumnezeu a spus, ok, dacă ai nevoie să experimentezi asta, du-te și fă-o. Așa Da. cumva ți-a spus prin soțul tău. Era vocea divinului care îți spunea lucrurile Da, acestea. Du-te și experimentează ca să vezi că eu nu sunt acolo. Eu sunt în tine și te aștept. da, așa este, așa este. Acum, am avut și perioade când mă gândeam, oh, nu mai merg la biserică, adică cum mergeam înainte. Era frică egoului că pierde, știi, mântuirea dacă nu merge la biserică, da. Și eu am avut. Dar acum, da,
Dar Am avut manifestări acum ale egoului de genul ăsta, știi, de teamă că atunci când era, bineînțeles, în frici și experimenta ego-ul acel punct culminant, tot așa avea aceste stări, știi, că îl pierde pe Dumnezeu dacă nu practică. Că mi-au apărut tot, chestii, tot așa mi-au apărut și mie, nu biserica, alte terapii și alte locuri în care se practicau ritualuri și deși sufletul meu îmi spunea clar, de simțeam că nu trebuie să, deci nici nu mă lăsa, nu știu cum să spun, eu mă forțam să fac acele, ego-ul meu se forța să le facă și am conștientizat că tot așa din frica aceea, pentru că era frică lui, știi, că îl pierde pe Dumnezeu dacă se lasă de lucrurile alea. Și mi-au trebuit vreo 2 ani de zile, așa, până n-am mai, deci am dat totul la o parte, am scos absolut tot, tămâiam și eu casa, făceam chestii de astea în exterior foarte multe. Și după ce l-am cunoscut pe Marius, pur și simplu toate acestea de la sine le-am lăsat. Adică nu a fost un efort și nu pot să spun că chiar am făcut aceste lucruri fără să simt, adică nu știu cum să le pun în cuvinte. Deci de la sine s-au lăsat ele pe ele, nu că a fost impus. Știi, hai că nu mai fac chestia asta dintr-un fel de ciudă sau răzbunare, că uite, nu, nu mai simțeam nevoia să le fac. Nu mai, deci nu mai aveau rostul. Exact. Lumina asta, cunoașterea asta, acoperă toate golurile și nu mai e Exact. nevoie, e suficient, mie mi-este suficient ce este aici. Nu știu dacă cumva aș întrerupe, cumva să zic o zi să-mi ascult cum m-aș simți, dar eu știu că momentul în care îmi vine cineva din față e despre mine, că eu trebuie să mă restrâng, să nu mai pun atâta pe materie, nu mai pun atâta preț pe mâncare, pe haine, pe tot ce e material. Că în lumea asta nu este vorba de spiritualitate, de iubire, de iubire și atâta. Oricum e minunat că vine lumea asta și suntem martori la schimbarea asta. Nu mă sperie nimic, nici foame, nici nimic. Eu abia aștept să gust din iubirea asta fără condiții, când oamenii se vor înțelege telepatic, când se vor iubi așa fără să mai te cântărească dacă ai funcție sau nu, dacă vorbești corect sau nu, fără judecăți, fără. Abia aștept să intrăm în lumea asta nouă, Noi am fără. și intrat, eu chiar am spus lui Marius că asta simt în grup aici și în binar, eu asta simt. Deci asta este diferența, că m-a întrebat el într-un binar care l-am făcut unul la unul și i-am spus diferența dintre celelalte terapii și tot ce am făcut eu până acum și ce mi-a adus mie învățăturile astea și grupul. Deci exact asta se simte, așa se Da, simte. exact, asta simt și eu. Deci eu care nu fac parte, nu sunt acolo cu nume, cu așa, același lucru. Și am zis, Doamne, ce minunăție se poate întâmpla cu rețeaua asta care se extinde. Dacă noi ne conectăm, noi care suntem pe margine și nu suntem pe sticlă acolo, ne conectăm, nu știu, se întâmplă un miracol. Voi Se sunteți în întâmplă un noi miracol. și noi vă mulțumim foarte mult și vă suntem recunoscători că vă dați voie să apăreți și să fiți, pentru că voi sunteți în noi, deci noi toți suntem unul. Chiar dacă nu apăreți, vă simțim acolo, deci noi știm, deci în momentul în care un suflet apare, cum ai apărut tu astăzi, primul meu gând am fost, Doamne, hai să văd ce mai mi-arăți despre mine. Deci ce parte din mine mai stătea ascunsă acolo și nu vroia să iasă încă la iveală, știi? Deci eu așa mă raportez la orice suflet care apare și zice, hai să facem un binar și hai să mă vulnerabilizez. Simt că încă o parte din mine s-a deschis și de asta sunt profund recunoscătoare, Elena, că ai avut această inspirație și ai fost ghidată cumva divin să vii și să facem acest binar care dorința, bineînțeles, a tot a egoului este, dar știu că și dorința asta a egoului are ceva în ea până la urmă. Deci ajută foarte multă lume și de asta am spus de la început, de când am ieșit, am spus
ieșiți, încercați să depășiți teama aceasta a egoului și să ieșiți, pentru că noi numai împreună vom reuși. Și astăzi chiar am scris un mesaj pe grup și exact asta am spus, că noi cu cât ne descoperim mai mult în ceilalți, deci fiecare suflet care apare și ne arată încă ceva despre noi și suntem ca un bulgăre de zăpadă, știi, care se tot mărește, se tot mărește, ajungem și mai aproape de suflet, ajungem și mai aproape de iubire de el. Pentru că eu ești tu și împreună suntem noi, care de fapt este el. Și e mare bucuria asta, într-adevăr, e nemaipomenit. Ce mi se întâmplă acum în ultimele câteva, să spun, 2, 3 săptămâni, poate chiar o lună și ceva, este fantastic. Eu nici nu mai știu câte suflete au venit și cu câte am făcut binarii și cu cine am vorbit. Văd că nu mai se pun binarele acum. Dar spun sincer că ego-ul meu lucrează atât de intens că nici nu mai ține cont, nici nu mai știu, că îmi spune câte cineva pe grup că am ascultat binarul ăla, mă duc repede să văd care binar, că uită ego-ul ce binar am făcut, știi? Da, și mă duc și mă uit așa și acum când ai pomenit și tu de Mihaela și îmi dau seama că da, este fantastic. Când toți așa ne deschidem și ne prindem în ora asta a iubirii, se simte și mai intens. Și o să vezi și tu ce câte conștientizări și cum o să curgă de acum înainte, după ce ai ieșit pe binarii și te invit chiar să intri pe grup, dacă acum deocamdată nu mai sunt binariile astea care erau săptămânale, dar noi ținem legătura și în caz de mai simți nevoia și mai dorești, putem face și pot să-i spun și lui Marian, eu cu Marian lucrăm împreună. În seara asta nu l-am solicitat pentru că Marian e la muncă în perioada asta. Îmi spusese cu vreo 2 ore înainte să mă cauți tu să facem un binar cu altcineva. Nu a fost disponibil și stăteam așa, știi, eram într-o letargie din asta, aveam conștientizările mele și mi-ai scris tu pe Messenger și am spus, Doamne, zic, ia uite ce frumos le așezi. N-a fost să fie binarul cu Marian, dar uite de ce n-a fost să fie și mă bucur foarte mult. Mă bucur foarte mult, sincer. Da, eu am și renunțat să mai, ego-ul meu a renunțat să mai impună ceva. Doamne, nu este să fie ăsta, știi tu mai bine de ce și uite ce frumos le-a așezat. Foarte frumos. Mulțumesc foarte mult pentru Ei, tot, și eu pentru mulțumesc mult, Elena, mulțumesc mult și Doamne ajută, ce să spun, e mare bucurie. Într-adevăr, este mare bucurie când ne regăsim. Și eu simt același lucru. Simt că este, nu știu, sunt atâtea suflete, parcă. Și în momentul când mai vreau să mai spun ceva și atât. La un moment dat mi era greu. Și simțeam că mi-e greu, ego-ului meu era greu și am pus o întrebare. Doamne, de ce? De ce? Că nu știu cum să trec, că sunt singură și nu știu cum să trec de toate încercările astea. Nu știu dacă a fost înșelăciunea ego-ului, dar am primit un răspuns. Te vreau la prag. Și eu atunci am zis ok, bine și așa. Și am mai avut niște vise frumoase. După ce am citit cărțile, l-am visat pe Marius. A venit aici în apartament și l-am întâmpinat ca pe un prieten drag, pe care îl cunoșteam de mulți ani. O întâlnire ca cu un frate, așa. Și un alt vis, tot cu Marius. Parcă avea o baghetă magică în mână, micuță. Și era undeva în natură, acolo unde am crescut eu în copilăria mea, unde mergeam la bunici. Și având bagheta aceea micuță, o ținea în mână și a îndreptat-o spre pământ și au ieșit 3 spiriduși frumoși, aurii. Ce frumos! Și a spus, uite, vezi ce magică este lumea. Și eu eram fascinată de ce se întâmpla. Deci avea o baghetă micuță și
a dat cu ea de pământ și a ieșit din pământ. Trei spiriduși mici. Doamne, era minunat. Și am zis, doamne, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Deci, ce am simțit este că toți suntem copii, suntem suflete pure de copii. Să ne dăm voie să ne jucăm așa în lumea poveștilor, în lumea miracolelor. Și cred că asta este lumea adevărată, lumea miracolelor, a jocului, a iubirii. Așa, fără motiv, pur și simplu. Așa Și este. toate celelalte Prin se învățăturile dizolvă. astea transmise prin Marius, la asta majoritatea dintre noi asta au descoperit și de asta ne și simțim așa. Este Da, da, minunat, știi, să vezi și celălalt aspect al vieții, știi, că viața nu este grea atunci când te lași în mâinile lui Dumnezeu și când renunți la dorința de siguranță a ego-ului, pentru că asta a fost și la tine și la mine, asta ai oglindit foarte bine în mine. da. Partea asta mea care căuta întotdeauna siguranța, când de fapt Dumnezeu este în nesiguranță, știi? Da, așa este, așa este. Și ce pot să mai spun? Nu mai spun încă o dată, nu pot să simt decât recunoștință pentru iubirea asta mare a lui Dumnezeu, care se face prin lucrarea asta, care se face prin Marius și prin faptul că sunt atât de multe suflete receptive și împărtășesc la rândul lui, să dăruiesc Păi și știi se cum lasă. e, dar din dar se face rai, că întotdeauna ceea ce primim este un dar de la Dumnezeu și atunci nu-l primim ca să-l ținem pentru noi, îl primim să-l dăm mai departe. Și asta a fost, pot să spun, cumva calea mea. Prin asta am putut să depășesc toate încercările ego-ului pe care le-am avut prin acest lucru, deci tot m-am gândit de ce Dumnezeu tot timpul m-a susținut, chiar dacă am fost jos, chiar dacă ego-ul meu atunci am avut multe programe. Așa, știi, dacă e să o iei motamo și față de ce spun bisericile și alte dogme și alte teorii din această lume, n-aș fi avut nicio șansă, pentru că știm că sinuciderile se pedepsesc, după cum se spune, nu știu câte generații. Și totuși eu am avut întotdeauna credința că Dumnezeu știe mai bine și spuneam întotdeauna, Doamne, Tu știi de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dacă este să nu fie și să, într-adevăr, ce spun ceilalți să fie adevărul, mă las și așa. Dar totuși în sufletul meu era tot timpul o mică lumină care spunea, nu este adevărat, să nu crezi în ce spune lumea și în ce spune ceilalți. La Dumnezeu întotdeauna există speranță și există o șansă. Și ce primeam, dădeam mai departe, se simțea ego-ul meu puțin frustrat și întotdeauna cumva pus la zid, pentru că erau sinuciderile din familie, dar niciodată, spun niciodată, eu nu am renunțat. Și această latură a ego-ului meu de a lupta, că a fost un mare luptător, mi-a fost de foarte mare folos. Deci nu m-am lăsat, indiferent că am trecut și eu prin depresiile alea, am ajuns și n-am ajuns să-mi doresc să îmi iau viața, dar mi-am dat seama că și eu mă ego-ul meu se autojudeca, se învinuia tot timpul, avea această latură întunecată, foarte bine înrădăcinată. N-am renunțat și am spus, Doamne, Tu știi, Doamne, Tu știi, chiar dacă încă nu te poți simți, știu că ești acolo și va veni o zi în care te voi simți și a venit. Și la fel ca și tine, nu pot să fiu decât recunoscătoare și în orice moment plec de aici, știu că am putut să ating aici pe pământ, în ciuda la tot ceea ce am trăit, am putut să ating iubirea. Deci, pentru mine asta contează cel mai mult și asta am făcut. Deși atunci când eram jos și ego-ul meu suferea, am dăruit, am dăruit. Deci tot ce primeam nu țineam pentru mine, dădeam mai departe și chiar cu tristețea ego-ului, chiar cu oftaturi, chiar cu programe, cu tot ce a fost. Deci nu am ascuns nimic. Deci l-am lăsat acolo unde este și erau conflictele lui interioare, erau toate aceste strategii ale lui. Acum doar nu le pot fi decât recunoscătoare, pentru că m-au ajutat enorm. Cum ai spus și tu, mi-a fost cel mai mare învățător și
N-am nicio decât cuvinte de recunoștință pentru tot ce s-a întâmplat, așa cum s-a întâmplat, a fost exact ce trebuia să se întâmple și a fost dovada cea mai mare de iubire a lui Dumnezeu pentru mine și pentru noi. Bine, Elena, încheiem aici și sigur ne vom mai reîntâlni. Am să îți trimit și ție înregistrarea. O seară bună, Doamne ajută, și ne auzim!